Bună ziua, Hristos a înviat! Dragi prieteni, vă salutăm de la Centrul Academic Internațional Evenescu. Astăzi, 2 iunie, aici comemorăm o persoană marcantă din istoria neamului românesc, Mareșalul Ioan Antonescu, care este, în opinia mai multor români, un erou și un martir al neamului românesc. Am aici un buchet de buni români invitați, personalități marcante ale vieții culturale și sociale, oameni care ne vor răspunde la întrebarea dacă este sau nu Mareșalul Ioan Antonescu un erou și un martir al neamului românesc și despre date biografice și rolul Mareșalului Ioan Antonescu în eliberarea teritoriilor ocupate de către Imperiul Sovietic în anul 1940, vorba de Basarabia și Bucovina de Nord. Deci, invitații mei sunt domnul Anatol Petrencu, profesor universitar, doctor habilitat în istorie, personalitate marcantă în viața culturală și social-politică de astăzi a Republicii Moldova. Domnul Alexandru Moraru, istoric, arhivist și publicist, autor al mai multor studii despre Mareșalul Ioan Antonescu și câteva conferințe științifice. Doamna Veronica Pârlea Conovali, profesoară de istorie, scriitoare, membru a unui scriitor de limbă română, autoare a mai multe cărți de proză și poezie. Deci, dragi oaspeți, bine ați venit! Vă mulțumesc că ați dat curs invitații și o să-i ofer cuvântul domnului Anatol Petrencu să-l rugăm să ne spună date importante din biografia Mareșalului și amănunte sau detalii sau lucruri importante despre lupta și jertfa Mareșalului Ioan Antonescu pentru eliberarea pământurilor ocupate de sub ocupația sovietică. Poftim, domnul Petrencu. Mulțumesc. Tot în picioare, o spate și de jos. Spate de jos, da? Da, stimați prieteni, în primul rând vreau să mulțumesc organizatorilor acestei mese rotunde, prelejuite de ziua de naștere a Mareșalului Ioan Antonescu. Este un bun prilej ca să medităm asupra rolului jucat de Ioan Antonescu și cum rămâne el interpretat în istorie, în istoriografie și cum rămâne în memoria colectivă. Nu am pregătit niște date foarte concrete când s-au născut, date biografice, dar eu vreau să spun despre importanța acestei personalități, într-adevăr marcante, într-adevăr deosebite pentru neamul românesc. Să nu uităm când a venit la putere. Deci a venit la putere atunci când România pierduse în favoarea Uniunii Sovietice teritorii românești, Basarabia, dar nu numai Basarabia, nordul Bucovinii și Ținutul Herța. Când maghiarii luase și nordul Transilvaniei, bulgarii, cadrelaterul, iată în așa condiții, conducerea de atunci, regele Carol al II-lea s-a compromis total. Trebuia cineva să se vină și să salveze cât o mai rămas din ce a rămas de România. Și iată în așa condiții vine Ion Antonescu la conducerea țării, s-a numit conducător al țării. Era regele, dar în sensul de conducător era, de fapt, șeful guvernului. Și el a preluat puterea în condiții deosebit de critice pentru române. El, care a participat la război pentru întregirea neamului românesc, a participat în primul război mondial. Sigur că nu i-a fost ușor. Nu i-a fost ușor în situația în care România, așa, teoretic, avea susținerea Marii Britanii și Franței ca garantia sistemului de tratate de la Versailles, dar care practic nu puteau să intervină niciun fel în ajutorul României. Iată, în așa condiții, sigur că politica externă României se reorientează de la țările democratice spre Germania nazistă. Și Antonescu a fost cel care a semnat pactul tripartit. Pactul tripartit care însemna asta, noiembrie 1940, care însemna de fapt intrarea în război în mod automat în situația în care una din părțile semnătare este atacată sau se implică într-un conflict militar. Asta eu spun ca să anticipez niște lucruri, ca să anticipez că de multe ori
îi se aduc critici. Și atunci în timp, și amul unii istorici spun, de ce a trecut Nistru? Păi foarte simplu a trecut Nistru, pentru că el a dat niște explicații în 46, dar a trecut Nistru pentru că așa erau angajamentele României față de ceilalți parteneri ai pactului tripartit. Duce războiul până la victorie, până la conferința de pace. Așa sunt legile peste tot. Și aici nu a fost o excepție. Acum, știți probabil că au fost niște critici atunci când veniți la putere. Și atunci eu spus, domnule, eu nu mă țin de putere, dacă vreți dumneavoastră, lui Iuliu Maniu, spus, veniți dumneavoastră și conduceți. El nu a fost un avid de putere să se țină, cum se ține Lukashenko, de tronul ăsta lui. Deci, așa timpuri au fost. De grele pentru poporul român, pentru că aici au venit, s-a instaurat regimul sovietic și știți foarte bine, probabil, ce politic au promovat sovieticii, că i-au vânat pe oamenii noștri, că i-au organizat primul val de deportare care a fost cel mai sângeros. Și iată, se întâlnesc 80 de ani de la acest eveniment. I-au deportat pe cei mai buni gospodari ai satelor, primarii noștri, care nu erau simpli. Din cei peste 650 de primari, numai unul nu avea știință de carte. Ceilalți aveau cel puțin 4 clase, în rest aveau școală de cultură generală și foarte mulți dintre și universități. Nu numai în România, dar și la Roma, și la Berlin, și în alte părți. Iată, floarea intelectualității noastre și elita satelor noastre a fost distrusă atunci. Asta a fost cel mai sângeros, cel mai dureros val de deportare, pentru că oamenii ăștia au fost duși la Sverdlovsk și am arătat aici ceva mai devreme cu pierda cărții. O parte dintre ei și-au murit aici în Sverdlovsk și au fost aruncați în gropi comune aici, nu departe de Sverdlovsk, este acolo un memorial, funcționează. Restul care au mai supraviețuit, i-au dus la Ivdel și acolo și-au găsit moartea cu rare excepții. Revenim la Antonescu. Aici sigur că este un subiect foarte interesant, dar care ne depășește în cadrul acestei conferințe. Este vorba de războiul declanșat de Germania împotriva Uniunii Sovietice. Sigur că istoriografia sovietică și asta de astăzi a Federației Ruse spune că a fost un război agresiv. Dar iată că există și alt punct de vedere și eu cred că este, sau cel puțin are tot așa, voie la existență, are voie să existe, ca cum așa cel stalinist. Că a fost un război preventiv. Deci Germania știa, Hitler știa că Uniunea Sovietică se pregătește să atace Germania. Aveau frontieră comună. Deci s-au găsit documente orientativ în iulie, așa plus minus o săptămână de la 26 iulie, Uniunea Sovietică trebuia să lovească Germania. Și atunci Hitler a anticipat aceste evenimente. Antonescu, dar nu numai Antonescu, și Ungaria și alte state care erau membri a tratatului, a pactului tripartit, ele, scuzați, a tratatului de alianță între ele, s-au implicat în această operațiune militară. Pentru noi a fost un război de liberare, ca să fie foarte clar. Știți, în istorie nu există condițional, că dacă n-ar fi fost, noi nu știm, dar eu sunt absolut convins că dacă rușii n-ar fi atacat România în 1940 și n-ar fi luat aceste teritorii, sunt convins că România și-ar fi păstrat neutralitatea, așa cum și-a păstrat-o Turcia, de exemplu, așa cum și-au păstrat-o alte state, putem să aducem aici așa exemple. Sau cel puțin nu s-ar fi implicat așa cum de fapt s-a implicat, s-ar fi implicat cum Bulgaria, de exemplu. Bulgaria nu și-a trimis ostașilor pe frontul de est. Și așa mai departe. De aceea războiul care a fost declanșat la 22 iunie 1941 și iată, iar 80 de ani de la aceste evenimente, a fost un război pentru noi de eliberare, atunci s-a numit războiul sfânt. nu mai folosim așa cuvânt, dar este corect. A fost un război de eliberare, de dezrobire, s-a spus, de dezrobire a basarabienilor de jugul comunist. Absolut corect. un episod care cu trecerea Nistrului știți foarte, foarte bine. Deci eu vreau să spun atâta. Când Antonescu s-a propus să iei Transnistria în schimbul Transilvania, nu. Noi luăm Transnistria sub administrație militară și civilă, dar Transilvania să ne restituiți. Și așa s-a obținut de această teză până la urmă.
Pe urmă, criticile astea că a trecut Nistru. Trecut Nistru. Dar eu vreau să spun un alt lucru. Iată, am vorbit, scuzați, am citit manuscrisul unui medic, doctor în medicină, doctor habilitat în medicină. A scris niște memorii. El născut ceva mai devreme de 1941 și ține minte evenimentele, ține minte evenimentele din 1941. El născut și trăitor unui Soroca. Deci el ce ține el minte? Când au trecut trupele române mai departe, au fugărit pe sovietici, a venit un colonel de rezervă român prin mai multe localități acolo. Era vara, trebuia să strângă roada. S-a dus țăranii la dânsul să-l întrebi ce să facă. Băi, posiți roada, dați-ne nouă porție mică din roada care o aveți, restul luați-o pentru voi. Iată, pentru prima dată de când era instaurat puterea sovietică, țăranii au fost stăpâni pe munca lor. Pentru prima dată au început să coacă pâine pisăturate, să mănânce pisăturate. Pe urmă, Antonescu a trecut dincolo de Nistru, dar nu i-au mobilizat pe bărbații care erau acolo pe frontul de est. Așa cum au făcut-o rușii în 44, când au venit și au vânat toți bărbații care erau aici în Basarabia. Până și de adolescență. Până și adolescență. Da, tata cu doi copii, cu trei copii, luașa și nu știau nici limba rusă și așa mai departe. Deci, sigur că totuși să facem comparație. Acum, cea mai spinoasă problemă, atunci când vorbim de personalitatea Mareșalului Antonescu, este o problemă cu evrei, cu Holocaustul. Aici este învinuit. Și aici tot lucrurile sunt, trebuie nuanțate. Nu negăm faptul că a fost o mare tragedie pentru evrei. Dar aici, în Basarabia, evreii s-au comportat oarecum așa ciudat în 40 când au venit sovieticii. S-au solidarizat cu ocupantul sovietic. Bine, nu toți, dar marea majoritate și avem cazuri concrete de solidarizare. Și atunci când Antonescu a intrat în război, s-a alternat față de comunitatea evreiască ca față de una ostilă statului român. Deci atitudinea a fost nu diferențiată de la caz la caz, deși au fost cazuri când căsătorii mixte au rămas în funcție și așa mai departe. Eu, pe evrei, au depărtat dincolo de Nistru, în condiții, sigur că așa cum erau condiții de război. Dar mai este aici o chestie cu Odessa. Sigur că și la Odessa acolo se pare că s-au comis niște greșeli, dar am un doctorant care tot se chinuie să scrie Odessa sub regimul antonescian, deci sub ocupația românească. Ce credeți? Am fost cu dânsul la Odessa, am vorbit cu istoricii de acolo, de la Odessa. Odesiții consideră că în timpul conducerii administrației românești, condițiile au fost mai bune până la venirea administrației cu German Pândea, care era primar. Și după aceea, au zis pe timpul românilor au fost mult mai bine decât au fost pe timpul sovieticilor. Și știți de ce? Pentru că românii au permis funcționarea bisericilor, au redeschis bisericile care au fost închise, au permis preotilor să servească serviciu divin, să înfăptuiască acest serviciu. A fost deschisă universitatea. Alexianu a fost, care era administratorul Transnistriei, a fost ales doctor honoris causa universității de la Odessa, în care în senat acolo erau și evrei și l-au votat și așa mai departe. Ei, poate, nu știți că a fost un proces împotriva lui Alexianu la Odessa și acolo a venit zeci, sute de martori și au zis că, domnilor, tovarăș cum era, nu are nici o vină omul ăsta. Adică el a fost scutit acolo, la Odessa, de către tribunalul sovietic, a venit în București și aici, alături de Antonescu, a fost împușcat. L-am cunoscut pe Șerban Alexianu, fiul lui Gheorghe Alexianu, și care are documente și așa mai departe. Acum ce ar fi de spus? Atunci când în 1946, așa numitul Tribunal a Poporului a înscenat acest proces și Antonescu a fost întrebat de ce a trecut Nistru, el a spus că în istoria războaielor nu există caz când atunci când urmărești un adversar să te oprești la frontieră. Era în 1946, trupele sovietice erau la Elba au ajuns.
Și atunci Antonescu a pus întrebarea, dar de ce sovietici au trecut până în Berlin și dincolo de Berlin? De ce nu s-au oprit la frontiera URSS? Deci un argument care a fost foarte și foarte puternic și care, sigur că... Dar soarta lui, a lui și încă a trei administratori, trei tovarăși de conducere, conducători, da, mari, a fost tragică. Deci, Gheorghe Alexianu, Piche Vasiliu, Antonescu Mihai și Ion Antonescu au fost împușcați. Alexianu Gheorghe era în relații oarecum amicale cu regele. Regele putea să intervină, regele României putea să intervină ca să-i scutească de împușcare. De ce nu a făcut-o? Pentru că au fost cazuri, în alte cazuri, eu s-am luat. Dar aici de ce nu a putut să-i salvă? Pentru că aici a fost altcineva. Deci România nu mai era nici suveranul Mihai I, nu mai era el suveran. Erau sovieticii care au zis, asta trebuie de făcut. Și se demonstrează că decizia de a-i fi împușcați a fost luată mai înainte de a fi pronunțată la judecătorie. Deci s-a luat în altă parte. Așa că această crimă comisă față de conducerea supremă a României aparține tot regimului sovietic. Ca să fie foarte clar, ei poartă vina, pentru că nu a fost un tribunal echitabil. Oamenii care l-au condamnat la moarte pe Antonescu erau simpli muncitori, erau fără studii, fără așa mai departe. Nu s-au respectat nici măcar aparențele unui proces de judecată. Au fost decretați ca criminal de război. Eu vă mulțumesc pentru atenție și oferă comentariul. Mulțumim, domn profesor. Iată, dragi prieteni, aflăm lucruri interesante. Eu am aici o carte de memorii, Nichita Smochină, primul academician, membru Academiei Române din regiunea transnistreană. Acest transnistrean, acest român din Transnistria, a fost în timpul războiului în anturajul lui Ion Antonescu, mareșalul. Și aici, în aceste memorii, pe mai multe pagini, el descrie lupta lor în comun și el descrie și pe mareșalul Ion Antonescu, era modest, avea o singură cameră, nu avea pază față de alții și iată, o să citesc câteva rânduri de la pagina 442, deci în memorii Nichita Smochină. În noapte zilei de 22 iunie 1941, concomitent a pornit atacul româno-german luând armata sovietică prin surprindere. Timp de câteva ore, aviația germană a distrus la Cernău toată aviația rusească care era gata de zbor pentru a ataca ea întâi pozițiile germane. Ori nemții au fost mai harni și au luat-o înainte. Conducătorul statului român a anunțat țării declarația de război pentru a revendica Basarabia și Bucovina de Nord, provincii românești răpite de imperialismul sovietic. Lumea românească nu mai putea de bucurie. După mine, la Băldana, aproape de București, unde era evacuat familia, a venit un capitan de la președinția Consiliului de Ministri cu motocicletă pentru a vorbi la radio, după cum îmi spunea conducătorul statului. La radio au vorbit pe rând reprezentanții politici ai Basarabiei și Bucovinii, precum și eu, din partea României Transnistreni. Și iată, deci, aici Nichita Smochină reproduce și niște cuvinte a mareșalului Antonescu, care spunea: luptăm pentru dreptate, viața și libertatea tuturor. Luptăm, deci, și pentru voi, iubiți transnistreni. Și o să citesc din adresarea bisericii față de popor. Învățătura Domnului a pătruns prin cărți tipărite mai ales la mănăstirea Neamț și la frații transnistreni. Nu lipsesc nici acele cărți bisericești tipărite pe vremuri la Movilău ori Dubăsari, care au trecut din coace în Moldova veche. Apoi,
Patriarhul arată comunitatea întregul neam românesc. Și încă o adresare a profesorului Mihai Antonescu, vicepreședinte al Consiliului de Ministri pentru Cartea Moldovană. Iată ce scria. Deci, Mihai Antonescu, vicepreședinte al Consiliului de Ministri. Moldova, frunte bătrână a unui neam tânăr, îngenunchiat și lovit. Moldova, țara de legende voievodale, crește de credință și de luptă românească. Tu, cu cetățile tale, cu crucele și zidurile mănăstirilor tale, ai primit în piept val de val, veac de veac, veac nevărlirile și nedreptățile și ți-ai împlinit rostul de zid la marginea a Europii și a creștinătății. Cine lovește în zidurile tale și în sufletul neamului nostru, acel lovește în zidurile văzute și nevăzute ale Europei de azi, de mâine și ale civilizației de totdeauna. Deci, după cum vedem, dragi prieteni, pornirea războiului era de eliberare și de recuperare a pământului nostru și poporul, atât cât și conducerea, erau pentru aceasta. Acum îi ofer cuvântul domnului Alexandru Moraru, care are mai multe cărți despre Mareșal și care ne va veni cu informații foarte prețioase. Mulțumesc! Mai întâi de toate vreau să mulțumesc Centrului Internațional Mihai Eminescu pentru invitație, pentru inițiativa și realizarea acestei mese rotunde, cum a spus și domnul profesor Anatol Petrengo, deoarece mai puțin sunt îndrăzneți, deoarece am palmaresul filmilor, internetului, cinematografiei, personalitatea Mareșalului Antonescu mai mult este murdărită și numită de tot felul, cu toate că sunt niște aberații și adevărat vă spun, dacă ar fi fost ca să citească atâtea mii de documente care le-am citit eu din Arhiva Națională și Arhiva Organizațiilor Social-Politice, probabil că cel puțin în cele mai mari orașe ale Republicii Moldova erau înălțate monumente Mareșalului Antonescu, deoarece acesta a fost un mare patriot, un mare bărbat al neamului românesc, un om care a fost model toată viața pentru toți militarii care l-au cunoscut sau au auzit de el. Bucuria mea, și vă afirm cu certitudine, chiar dacă o să fiu învinuit în lipsă de modestie, am citit câteva mii bune de documente la Arhiva Națională, am avut fericirea să lucrez ca angajat a Arhivei Naționale, șef secției valorificare a documentelor de arhivă, și pe urmă la Arhiva Organizațiilor Social-Politice, de aceea am avut, cum se spune, pâinea și cuțitul. Din această memorii, gânduri, au fost făcute câteva cărți, fiindcă mi-am dat seama că dacă nu o să fac eu lucrul ăsta, s-ar putea întâmpla să dureze încă vreo 50 de ani sau poate mai mult sau deloc. Și în anul 2008, împreună cu profesorul universitar, doctor habilitat Anatol Petrengo, am scos la Iași cartea Mareșalul Ion Antonescu și Basarabia, 1941-1944. Deci la editura Demiurg din Iași în 2008. Nu este altceva decât o culegere de documente de arhivă depistate în Arhiva Națională. Și atunci când ai documentul și pui documentul pe masă, nu mai poți să mai pui la îndoială că este, că nu este, că a fost sau nu a fost. Deci documentul bate mai bun ca documentul, nu poate fi de argument ca documentul.
Cartea este, are o greutate mare, nu numai informațională și documentală, dar și faptul că unul din cei mai importanți istorici români, regretatul profesor Gheorghe Buzatu, a scris prefața la acest volum de carte, lucru care ne-a onorat și pe mine și pe domnul profesor Petrenco. Am continuat în aceeași direcție și în 2015 am scos cartea Basarabia Mareșalului Antonescu. De asemenea, este o continuare a documentelor depistate de mine în Arhiva Națională și a fost foarte binevenită și primită de specialiștii în materie, dar și de cei care cunosc mai puține lucruri în istoria acestei perioade istorice. Vreau să vă mai prezint și cartea Basarabia, scrisori către Mareșal. Deci e vorba de o carte unde am adunat toate scrisorile adresate Mareșalului Antonescu, preponderent din Basarabia și Bucovina de Nord. Deci e vorba de scrisori adresate Mareșalului și răspunsul Mareșalului înapoi celor care le-au scris scrisori. Sunt niște lucruri care în multe momente chiar îți provoacă lacrimi, fiindcă Mareșalul s-a arătat din toate punctele de vedere nu numai un conducător adevărat, dar și un om, un bun român. După aceste toate culegeri de documente care au fost publicate, vreau să vă afirm că Mareșal Antonescu n-a fost nici antisemit și Mareșal Antonescu n-a fost nici fascist. Sunt niște lucruri care caută să ne le bage cineva fără argumente. Oameni buni, vă rog foarte mult, citiți documentele de arhivă, nu ceea ce vă toarnă sau vă manipulează prin tot felul de filme, zise documentare în ghilimele, care nu au nicio atribuții cu adevărul istoric. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că aici n-am adus ultima mea carte, Adevărul despre Odessa sub români, care am scos-o anul trecut, chiar în perioada de pandemie. De asemenea, este o culegere de documente care dovedește prin documente de arhivă, inclusiv documente rusești, amintiri a odesiților din perioada respectivă, care vorbesc cu mult drag despre administrația românească din perioada 41-44, când a fost reîntoarsă situația și au venit din nou bolșevicii. Plus la asta, m-am gândit că ar fi binevenit și am avut toată susținerea colegilor mei de breaslă în persoana domnului profesor Anatol Petrengu, doamnei Viorica Olaru Cemărtan, doamnei Daniela Vacarciuc, domnului Alexei Crețu, domnului Alexei Păluța, care m-au îmbărbătat, m-au susținut și am organizat la 31 mai 2016 o conferință științifică dedicată, adică cu titlul Mareșalul Antonescu în istorie și istoriografie, unde au participat istorici de pe ambele maluri ale Prutului și care au arătat prin documente, prin cercetările sale, prin comunicările care le-au fost prezentate la această conferință, deoarece în istoria Europei sau în general n-a fost așa ceva, asta a fost prima conferință științifică cu asemenea titlu în tot spațiul românesc. Și, desigur, m-am gândit ca să scoatem o culegere de materiale ale acestei conferințe și din lipsă de bani, fiindcă multe din acestea le-am scos din banii proprii, am scos o carte care am numit-o Materialele Conferinței Științifice
Mareșalul Antonescu în istorie și istoriografie, care a avut loc la Chișinău în anul în 2016, la 31 mai. Deci aici nu este altceva decât toate comunicările adunate sub această copertă. Am scos 100 de exemplare, de asta sigur că sunt foarte mici, dar totuși rămâne în istorie, deși prietenii și colegii au rezolvat problema mai pozitiv și undeva peste jumate de an au scos la București această carte, adică exact această carte, numai cu altă copertă, un tiraj mai solid ca lumea să cunoască situația respectivă. Plus la asta, vreau să menționez și faptul că încerc prin documente ca oamenii să cunoască adevărul istoric. De exemplu, iată, anul trecut am publicat în revista Viața Basarabiei acele evenimente care sunt legate de Mareșalul Antonescu, și anume dispozițiile și opiniile date de domnul Mareșal Ion Antonescu, conducătorul statului, în inspecțiile făcute de Mareșalul Antonescu în Basarabia, în zilele de 7, 8, 9, 10 și 11 aprilie 1942. De aceea nu poate fi pus mai sus nimic decât documentul. Documentul vorbește despre lucrurile, despre adevărul istoric. Eu am adus să dăruiesc aici o carte semnată de doamna Maria Botnaru, Urmele dragostei eterne, dar e vorba de nu numai de dragostea dintre bărbați și femei, ci sunt câteva poezii dedicate Mareșalului Antonescu. Este că această carte a ieșit, este un proiect al meu mai vechi, dar doamna a făcut, m-a înțeles și a studiat niște lucruri și a scris câteva poezii dedicate Mareșalului. De exemplu, iată la pagina 166, este Învie Mareșale, o poezie excepțională care e dedicată anume Mareșalului. Și ceva mai încolo este Mareșalul adevărului istoric. Mareșalul Basarabiei, intitulată, iată, pot să arăt și la cameră, adică Mareșalul Basarabiei, poem dedicat Mareșalului Ion Antonescu. Deci un poem destul de mare, câteva pagini, și este cutremurător, e foarte emoționant. De aceea rămâne să-i mulțumim doamnei Maria Botnaru pentru această inspirație și pentru aceste versuri, aș zice eu, excepționale. Și să nu uităm, vreau să vă arăt tot anume portretul distinsului istoric, om politic, Gheorghe Buzatu, regretatul profesor Gheorghe Buzatu, care a scris și prefața la câteva volume de carte și a fost un mentor care ne-a îmbărbătat sub toate aspectele pentru a face acest lucru. Mai mult decât atât, cred că după ce am scos acele conferințe, am hotărât ca să lansăm și un filmuleț despre conferință și despre cărțile editate de către toți istoricii care au avut o tangență legată de personalitatea Mareșalului Antonescu. Vă pun la dispoziție acest filmuleț, este foarte scurt. Thank you.
vă mulțumesc pentru, eu vă mulțumesc pentru răbdare și acesta este rezultatul vis-a-vis de conferința științifică care a avut loc acum 6 ani, la 31 mai 2016 și despre personalitatea Mareșalului putem vorbi la nesfârșit, deoarece domnia sa a scris și câteva cărți și a lăsat mii și mii de documente care îl arată anume partea lui de mare omenie, de un mare bărbat a neamului românesc, care mă tem să zic că este ultimul bărbat a neamului românesc, fiindcă motivul în care ne aflăm, vă dați seama că nu ne face față și nu avem mari șanse de un viitor în situația care acum o avem. Cât privește ceea ce a spus domn profesor legată de relația Mareșalului Antonescu și evreii, credeți-mă că după faptă și răsplată, citiți documentele, nu le-am scris eu. Citiți documentele, ce făceau, ce atrocități făceau atunci când s-a retras armata română și au intrat forțele NKVD sovietice în Basarabia. Nu vă vine a crede, vă citiți de fiecare dată, câte două, trei ori același text ca să vă dați seama la ce mizerie s-a ajuns când era soldatul, un simplu soldat român aruncat el cu benzină și dat foc de viu sau multe lucruri care niște atrocități. Au fost făcute, era război și normal că a fost război. Dar nimeni nu spune, cel puțin documentele vorbesc despre acest lucru, că la 200 de mii de evrei Mareșalul Antonescu le-a dat pașapoarte în Alp cu care au putut fugi, să retrage în Palestina. Sunt multe, multe lucruri. Sunt, credeți-mă, cel mai mare argument este documentul. Eu vă mulțumesc pentru răbdare, pentru atenție, mulțumesc Centrului Academic Internațional Mihai Eminescu pentru invitație, pentru faptul că sunteți al doilea instituție care a avut îndrăzneala, curajul și l-am comemorat, primul fiind Biblioteca Centrală Hașdău și acum centru la distanță de 6 ani îl comemorăm pe acest mare bărbat a neamului românesc. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim și noi pentru informații prețioase. Și, cum ați spus, veniți cu documente drept argument, nu cu insinuări, nu cu născociri. Într-adevăr, din ceea ce am auzit până acum de la distinșii profesori de istorie, domnul Anatol Petrecu și domnul Alexandru Moraru, ne convingem încă o dată că Mareșalul Ion Antonescu era un bărbat cu caracter. Mihai Eminescu spunea că noi, inteligenții, avem mai multe, caractere mai puține. Și iată că dușmanii neamului nostru, care este Imperiul Rus, trebuie să o spunem pe șleau, că de câteva sute de ani, Imperiul Rus, țarist și sovietic, este dușmanul nostru de moarte și i s-a băgat lui în cap că noi îi stăm în calea ajungerei lui la Roma și la Bizanț și ne ciopârsește pământul. Cu câteva săptămâni în urmă am avut o comunicare despre articolul emniscologului Teodor Codreanu, care se numea așa, Basarabia, chestiunii de existență a poporului român, un citat de Mihai Eminescu, care a scris la 1878 mai multe articole despre faptul cum Rusia a mai luat și cele trei județe, Cahul, Izmail și Cetatea Albă, care fusese recuperate de la ruși în timpul războiului ruso-turc. Și iată, Rusia nu s-a stâmpărat până nu ne-a luat pământul înapoi. Deci, dragi prieteni, în continuare, vreau să-i ofer cuvântul doamnei Veronica Pârlea Conovari, care este o femeie cu caracter,
așa cum am avut femei precum Leonida Larie, Lidia Istratie, dumneiela a înfruntat pe președintele Voronin atunci când a început el a să scoată din școli limba română și istoria românilor. Deci, doamnă Veronica, aveți cuvântul, vă ascultăm. Bună ziua tuturor! Eu am început a cunoaște istorie înainte de a ști a citi. Așa a fost să fie că m-am născut într-o familie care a avut o istorie aparte, străbunicul meu fiind primar în perioada României Mari, apoi bunicul meu a fost primar și mai mult decât atât, bunicul meu cu frații lui, Constantin Pârlii și Filip Pârlii, au făcut armata românească și au fost toți trei soldați în detașamentul vânătorii de munte. Așa că atunci când se adunau sara la șezătoare, respectiv povesteau foarte multe lucruri din viața lor de soldat și așa mai departe, iar eu eram un fel de ascultător. Mi s-a memorizat în mod deosebit anume generalul Antonescu. De ce? Pentru că atunci când vorbeau despre mareșalul Antonescu, sunetul vocii era aparte, privirea, emoțiile ochilor și așa mai departe. Și eu ascultam cu foarte mare atenție despre inteligența mareșalului, despre felul de a fi, despre atitudinea lui față de soldații, ce vorbeau soldații între ei de acest om mare care mai târziu a avut așa o soartă de complicată. Apoi când am început a scrie, am început a interveva lumea trecută de 80 de ani, cum au trăit în perioada României Mari și cum au trăit în perioada sovietică. Și iată în această carte de stăinuiri de pe lumea cealaltă, mă iertați, cu dragoste pentru vârsta a treia, editată 15 ani în urmă, am luat interviu de la o doamnă care era româncă de naționalitate, dar care mai târziu s-a căsătorit cu un ofițer rus după anul 46. Și iată, ea îmi povestea că, fiind elevă la mănăstirea Bistrița, a avut posibilitate o perioadă de timp să admire familia Antonescu. Și eu întrebam pe doamna Victoria Ungureanu, mai târziu Masiachin, cum venea mareșalul la mănăstire. Și ea spunea că noi eram elevi la mănăstirea Bistrița, dar peste râu, peste un râu ușor de mănăstirea Bistrița, era mănăstirea Arnota, mănăstire de bărbați, unde mareșalul a fost, să zicem așa, expulzat de la putere și ținut acolo în izolare de către autoritățile monarhiei regale. Și împreună cu soția și cu fiul veneau la mănăstire în fiecare zi și ascultau slujba. Impresionant era faptul, cum i-am povestea, că în ziua când au intrat prima dată în teritoriul mănăstirii, practic toți locuitorii acestei mănăstiri au rămas uluiți când au văzut cine intră în curte. Gestul mareșalului a fost deosebit, le-a zâmbit la toți frumos, a mers cu fiecare și i-a salutat strângându-le mâna și zice, într-o măsură oricare, asta noi, elevilor, locuitorilor mănăstirii, ne-a dat posibilitatea să ne simțim mai târziu liber în prezența mareșalului. El aducea la slujbă și pe fiu și de fiecare dată tot îi făcea semn din cap ca să asculte serviciul divin cu mare atenție, ceea ce dumnea îi spune că mareșalul era un om credincios. Când a venit la facultate, avându-l pe domnul profesor Natur Petrencu, pe unul dintre profesorii care mi-au predat, am început să studiez serios istoria
și personalitatea Mareșalului Antonescu nu mi-a rămas niciodată în urmă din șiruri de teme pe care eu le-am studiat. Am găsit literatură variată, opinii diferite, dar vreau să vă zic că atunci când citești o carte, numai decât că cel de o citește trebuie să o simtă. Așa se întâmplă că atunci când citesc, simt documentul. Este corect sau este fals? E bine sau nu este bine? Și mi-am făcut opinia mea parte despre acest martir a neamului, care nu a făcut parte dintr-o familie de aristocrați, cum am citit în niște documente, că ar fi fost un aventurier și s-ar fi nimerit în cercurile de sus, nu știu cum, prin diferite metode, exclus. A făcut parte dintr-o familie simplă, deci a făcut carieră militară activă, singur pe sine s-a instruit și respectiv a atins acele cote, acele înălțimi în domeniul militar, fără ca să fie susținut de cineva sau de mijloace careva și așa mai departe. Și m-am întristat enorm de mult atunci când, și mai multe ori revin la acest document, când s-a citit, mai bine zis, când regele Mihai a declarat la radioul național a României, în ziua când a fost împușcat Mareșalul Antonescu, că națiunea română este liberă, a scăpat de dictatură. Și mă întreb de foarte multe ori, conștientiza atunci tânărul rege, monarh al României, că de fapt intra într-o dictatură foarte serioasă și care m-a menținut statul român mulți ani de zile în mrejele unei conduceri foarte, să zic așa, severe, serioase, care a nimicit, practic, floarea intelectualității, a oamenilor politici români, a celor politicieni care au făcut parte din vechile partide politice și așa mai departe. Mă întristează enorm de mult faptul când citesc câte monumente au fost distruse sau izolate ca însăși românii să nu-l vadă pe cel care a scăpat țara la acel moment de partajare. Și oare își dau seama românii chiar și în ziua de astăzi că dacă nu era Ion Antonescu, care practic, eu să zic așa, a fost pur și simplu autoritățile de atunci care au jucat un rol important în viața României, i-au dat țara să facă ce vrea din ea, adică sau să o salveze sau să o vândă, că el până la urmă cu propria viață a făcut ceea ce astăzi de dovadă că țara este, românii au vatra lor, că nu sunt dirijați de nimeni. Și ar trebui chiar din partea fraților români, de partea aceea de Prut până la Tisa, să se gândească foarte bine la personalitatea Mareșalului Ion Antonescu și alături de noi, de basarabeni, să înceapă și ei să îl comemoreze. Și la 1 iunie, adică ziua de ieri, când a fost îndeplinit ordinul de executare și 2 iunie, ziua lui de naștere, și în alte zile ale anului, ca să țină cont de faptul că Mareșalul Antonescu a fost un patriot cu litere mare și merită să fie canonizat de Biserica Română, să-i se dea, să fie primit în rândul martirilor neamului și nici de cum nu lăsat umbră și denigrat de cei care până la urmă sunt dușmanii țării, sunt dușmanii poporului. Și nu este pentru nimeni secret că așa a fost întotdeauna. Lupta între om, lupta între popoare, lupta între state și birui cel care este mai deștept, care este mai viclean, mai hapsân, mai răutăcios
și e cazul poate să ne gândim foarte serios la istoria noastră, să nu permitem, așa cum a făcut din Vlad Țepiș, un monstru, un vampir și l-au transformat într-un erou național, într-o strășnicie, să permitem ca și mareșalul Ion Antonescu să fie denigrat în asemenea măsură de către cei care nu ne iubesc și nu ne vor uniți până la urmă. Eu i-am scris o poezie mai mulți ani în urmă, deci eram în bibliotecă, că îmi place să citesc în bibliotecă, care se numește Lacrimi Durute. Se scurge timpul printre pagini de carte. În bibliotecă, studentul trăiește o viață aparte. În pagini de carte cad lacrimi mășcate, de nimeni neobservate. Pe umăr cade o mână ușoară, e mâna blândă de bibliotecară. Ea întreabă încet la ureche, de ce plângi, de ce plângi, băiete? Citesc despre viața unui mareșal care a fost bărbat din neam și a dorit țara unită în hotare și frații alături la mese de sărbătoare. Bibliotecara atent a ascultat, pe cap ginga și l-a mângâiat, i-a mai adus cărți bune să cunoască și alte istorii străbune. Netezi cu mâna titlurile de carte și îi spuse cu voce aparte. Studiază, caută, citește și dacă vrei să plângi, plângi, băiete, nu te ascunde. Istoria merită lacrimi profunde, plecăciuni pentru cei care mor, jertfindu-se pentru țară și popor. Mareșalul Ion Antonescu s-a jertfit pentru popor și pentru țara românească. Mulțumesc! Iată că doamna Veronica Pârlea Conovali, deci istoric, profesoară de istorie, dar ne-a îndoieșat și cu o poezie frumoasă. Dragi prieteni, discuția noastră de astăzi despre mareșalul Ion Antonescu se apropie de sfârșit. Eu am înțeles că ar fi bine pe viitor să anunț mai din timp onoratul public de astăzi și poate încă pe cineva, ca să ne pregătim chiar de o conferință științifică. Astăzi avem o masă rotundă, o comemorare, că acest nume, mareșalul Ion Antonescu, merită și ne obligă chiar să facem asta și probabil o vom face. Dragi prieteni, în încheiere vreau să mai citesc un mic citat din opera academicianului Nichita Smochină, care a fost în anturajul lui Antonescu pe timpul războiului. Iată ce spune dumnealui la pagina 444, citesc din Nichita Smochină, Memorii. Transnistria, adică provincia cuprinsă între Nistru și Bug, căreia locuitorii băștinași spun Moldova, iar oficialitatea rusă, Moldavia, este cea din tâi fășâie de pământ moldovenesc pe care a pus mâna stăpânirea străină acum un veac și jumătate. Înainte, la anul 1740, după cum arată documentele publicate în colecția completă de legi a Imperiului Rusesc și documente de Biblioteca Academiei Române, granița Moldovei cu Rusia era pe râul Bug. Documentul numărul 74/86, semnat de Mustafa, comisar Mehmet de Cadire, Ivan Nepliev, comisar din partea moscailor, adică rușilor, Hagi și Todirașcu, Vel Pitar din partea Măriei Sale, Grigore Vodă din partea Moldovei. Documentul numărul 126/61, document de hotărâre a moscailor, adică a rușilor, făcut peste Bug pentru aceeași delimitare a graniței între Moldova și Rusia și documentul numărul 152/61 pentru Vama Moldovei la Movilău, oraș fondat de domnul Moldovei Ieremia Movilă. Iată, dragi prieteni, deci la 1740 avem document că Moldova se mărginea cu Rusia pe râul Bug. Și uitați-vă că pofta Rusiei este mare. Eminescu spunea că rușilor nu le-ar ajunge nici universul.
fiindcă ei au un gol în suflet și de aceea vor să acapere pământ străin. Noi astăzi ne-am adus aminte de mareșalul Ion Antonescu, pe care îl socotim basarabene și alți români îl socotim un erou și un martir al neamului românesc și sperăm că adevărul despre el va triumfa și noi trebuie să-l cunoaștem. Deja avem multe cărți care spală murdărie de multe zeci de ani care s-a adunat cu referire la personalitatea marcantă și sperăm că vom afla și noi adevărul, mai mulți, căci adevărul, cum scrie în Biblie, la Evanghelia după Ioan, cu cuvintele lui Hristos, adevărul ne va face liber. Vă mulțumim pentru atenție. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru participare și am aflat lucruri foarte folositoare, lucruri utile pentru mine, detalii importante. Vă mulțumesc frumos!